Bună, dragilor, și bine ați venit la Fotomania! Astăzi vom vorbi despre ședințele foto cu tematica de Crăciun, despre cum ar trebui să fie decorul, dar mai ales ce greșeli să nu facem atunci când îl punem la punct, despre cum ar trebui să fie lumina. Am primit foarte multe întrebări din partea voastră, cam ce lumină să folosesc, lumină continuă sau flash, cum să fac să păstrez atmosfera aia foarte intimă și faină de Crăciun, de lângă șemineu, de exemplu, dar în același timp să am expunerea corectă. Și vom discuta un pic și despre cum să vă promovați în perioada asta ședințele foto de Crăciun, pentru că sunt foarte mulți fotografi care au făcut decorul de Crăciun și atunci se pune problema, mai ales dacă ești fotograf la început de drum sau poate prima oară când faci decorul de Crăciun, cum să fac să-ți vină și ție clienți în condițiile în care sunt foarte mulți care fac lucrul ăsta. Ok, hai să începem cu începutul. În legătură cu decorul, nu o să vă spun exact ce fel de decor să faceți, depinde foarte mult de gust. Sunt unii care fac decor mai minimalist, sunt alții care fac ceva foarte, foarte complex, muncesc foarte mult și investesc foarte mulți bani. Depinde foarte mult de calculele pe care și le face fiecare, dar, în principiu, cam care ar fi rolul unui decor de Crăciun? Sunt două roluri importante din punctul meu de vedere. Primul ar fi acela de a introduce omul în atmosfera aia foarte faină de sărbătoare. Când intră omul în studio, ar trebui să se simtă foarte bine, ar trebui, nu știu, de la brad până la toate elementele de acolo, să-l facă, să-l aducă într-o stare foarte bună. Pentru că, indiferent de decor și indiferent de lumini și ce facem, chintesența, până la urmă, unei astfel de ședințe este să se vadă exact atmosfera aia și legătura dintre oameni și pentru asta trebuie să, ca omul respectiv să fie într-o stare bună. Evident, când vine în studio, poți să-i pui niște colinde, îi pui un hrușcă, un fuego, mai știu eu ce. În cazul meu, le pun colinde rock, de exemplu, care se aud foarte, foarte bine. Poți să-i faci un ceai, poți să faci în așa fel și așa în perioada asta e un pic mai greu pentru că trebuie să comunici și să-l faci să se simtă bine, să zâmbească în condițiile în care tu ai masca pe figură și nu e legătura la fel de faină ca înainte. Dar trebuie să ne descurcăm. Pe lângă rolul acesta de a-l introduce pe om într-o atmosferă de Crăciun, un alt rol, poate și mai important, e acela, gândiți-vă că decorul de Crăciun îți asigură ție background-ul pentru fotografiile tale. Și aici am observat unele mici probleme care, până la urmă, nu țin de gustul fiecăruia, țin de niște lucruri care ne distrag atenția, de exemplu, în fotografie. Am observat că sunt multe decoruri care în spate au foarte multe linii extrem de evidente. De la, nu știu, leagăne până la diverse, dacă ne gândim și la linia de la șemineu și, nu știu, diverse rafturi, lucruri de genul ăsta. Gândiți-vă că liniile alea ar trebui cumva puse în așa fel încât să nu deranjeze în momentul în care faci fotografia. În momentul în care ai un copăcel, de exemplu, foarte interesant, cu crenguțe, el se vede foarte bine, am văzut multe decoruri care se văd foarte bine luate separat, dar în momentul în care ai pus un om în față și crenguța iese din cap, e o problemă. Nu fotografiezi mireasa cu un stâlp care iese din cap. Atunci de ce ai fotografia o ședință de Crăciun cu, nu știu, cu o tăblie de la șemineu care taie capul sau cu diverse linii care ies din capul unuia sau altuia? Asta deranjează foarte mult. Și până la urmă, ok, Crăciun, dar trebuie să fii fotograf și trebuie să ai o legătură și o noimă, o compoziție, să echilibrezi cumva, să faci lucrurile, să arate bine, nu doar doi moș Crăciun în pom și cu asta-basta. Deci, liniile astea ar trebui să le gândiți foarte, foarte bine. În momentul în care faceți așa ceva, dau exemplu șemineu, că și eu am făcut-o așa, un decor destul de simpluț, așa bazat un șemineu aparent, fără să dau impresia că arde focul sau ceva de genul. L-am gândit în așa fel încât oamenii când stau jos în fața lui să fie ca un natural frame, deci să mă ajute din punct de vedere compoziției, în momentul în care stau în picioare, linia să taie undeva de la piept, în momentul în care stau înspre brad sau între brad și șemineu să pot să pun bradul într-o parte și să echilibrez cumva cu elemente de pe șemineu, adică în momentul în care vă faceți decorul, gândiți-vă foarte clar cam cum, unde ar trebui să stea, nu știu dacă e un subiect, dacă e un cuplu, dacă e o familie, copii, cam cum intră în decorul respectiv și cum se echilibrează elementele din background. Și un alt lucru care mi se pare ușor deranjant e faptul că foarte multă lume, pe peretele din spate, fie că pui o canapea sau pui un șemineu sau mai știu eu ce, niște polițe, sunt extrem de multe și fulgi și petale și Moș Crăciun, sunt foarte multe lumânări, este extrem de încărcat, lucru care din nou nu este foarte ok pentru că în momentul în care ai o emoție în față cu oamenii respectiv și în spate ai 50.000 de elemente, dacă se poate să fie și de toate culorile, e și mai rău, în sensul în care la nivel cromatic ar trebui iarăși să existe o linie. Poți să mergi pe zone complementare, de la, nu știu, galben, portocaliu cu albastru, am văzut, nu știu, pui în spate cu filtre cu gel, niște lumini, se văd foarte interesant, sau mergi pe două culori, maxim trei, nu faci chiar, pui și roșu, și verde, și galben, și linii, și dungi, și o să iasă acolo o nebunie.
Chiar dacă tragi cu o profunzime de cât mică în spate, în momentul în care sunt niște linii extrem de evidente, ele se vor vedea și nu este tocmai ok. Așa că, indiferent ce fel de cor vrei să faci, important este să respecti niște reguli de bază legate de zona asta de cromatică, compoziție și să te gândești cam cum va acționa decorul respectiv în momentul în care este practic un background pentru subiect. În legătură cu lumina, am primit foarte multe mesaje care încerc să folosesc lumină continuă, de care lumină, flash. Deci că din punctul ăsta de vedere, nu este de relevant. Strict pentru genul ăsta de ședințe, faptul că folosești flash sau folosești lumină continuă nu este cel mai important lucru. Depinde foarte mult și ceea ce ai. Sunt câteva lucruri pe care le consider foarte importante însă. În primul rând, ar trebui să fie, e mai ok când este vorba de o sursă de lumină soft. O sursă de lumină soft înseamnă să fie lumina, sursa de lumină cât mai mare. Adică nu folosești blitzul pe direct, poți să-i pui o umbrelă de difuzie sau un softbox. Umbrela de difuzie este ok doar că împrăștie destul de mult și vei vedea că sunt situații de cele mai multe ori vrei ca lumina să fie pe subiect, dar să nu se ducă și pe background, pentru că altfel strică toată atmosfera aia. Ok, poți și folosi și o sursă de lumină mai dură, doar că în momentul ăla umbrele sunt se văd destul de pronunțat și atunci dacă ești un fotograf cum sunt eu, care se bazează foarte mult pe zona asta de emoție, improvizație și oamenii se mișcă foarte, foarte mult, atunci riști ca umbra să-ți pice într-un loc care nu este tocmai fericit și nu e tocmai ok. Îi spuneam, o sursă de lumină soft, un softbox este cel mai recomandabil. Dacă folosești lumină continuă sau flash, nu e atât de mare diferența. Mult mai important mi se pare să ai un softbox, eventual un softbox cu grid, cum folosesc și eu în decorul de Crăciun, este ok, pentru că e o sursă mare de lumină, am un softbox de 1,20 m, sursa este destul de mare, iar gridul, știți, pătrățelele alea din textil, te ajută să canalizezi lumina un pic mai bine. Și de ce este important lucrul ăsta? Pentru că pentru a păstra atmosfera aia, atmosfera ce înseamnă? În spate tu ai, că ai șemineu, că ai brad cu instalații, lumânărele, e o atmosferă aia mai caldă, adică practic e un pic mai jos lumina, un pic mai, neapărat întuneric, dar mai jos lumina, încât să se vadă foarte bine toate elementele astea. Exact încerc să reproduci cumva ideea unui șemineu adevărat și cu toată atmosfera respectivă. Dacă izbești lumină peste tot și practic luminezi tot background-ul ăla, se pierde atmosfera și atunci vrei să faci în așa fel încât să luminezi subiectul, dar lumina de la softbox-ul tău să nu ajungă și în background sau să ajungă foarte puțin acolo, astfel încât atmosfera aia să nu fie stricată. Iar pentru asta te ajută foarte mult dacă ai o sursă de lumină pe care o poți controla. Umbrela, spuneam, umbrela de difuzie îți împrăștie foarte mult lumina, în schimb un softbox cu grid te ajută mult mai bine. Evident că poți folosi și altceva, poți folosi snut, poți să folosești niște panouri care să blocheze lumina să ducă pe fundal, dar cred că cea mai simplă soluție asta ar fi. Un alt lucru extrem de important în legătură cu atmosfera, păstrarea atmosferei, pe lângă faptul că spuneam că nu trebuie să ajungi cu lumina pe fundal, iar din punctul ăsta de vedere te ajută mult dacă ai un pic de distanță între fundal și locul unde stă subiectul. Dacă pui peretele cu toate lumânările alea pe care tu vrei să le păstrezi așa mai jos și canapeaua lipită de perete, adică la subiectul stă la mai puțin de jumătate de metru, va fi foarte dificil să aduci lumină pe subiect, dar să nu aduci deloc lumină pe peretele din spate, pe background. Pentru că, na, e distanța foarte mică. Se poate, dar e mai dificil și trebuie să folosești modificatori foarte atent. În schimb, dacă ai un 2 metri, cam cum ai eu, 2 metri sau cu cât e mai mare distanța, măcar un metru și un pic, cu atât îți este ție mai ușor să luminezi corect subiectul și să lași atmosfera din background să fie mai intimă, mai, nu știu, așa ca de sărbătoare. Și un ultim aspect extrem de important în legătură cu lucrul ăsta. Să spunem că folosești flash. În cazul meu folosesc niște două, ca lumină principală și lumină de umplere, două blitzuri AD600. În ambele cazuri le folosesc, ca și lumină principală, folosesc cu la o putere foarte mică, la 1/128. Dacă folosești lumină continuă, ți este foarte ușor. În general, lumina continuă este mai slabă pe total decât flash-ul, dar în cazul ședințelor de Crăciun este super ok. Nu ai nevoie de lumină foarte puternică. De ce? Gândiți-vă că în spate avem niște lumini la care creează acea atmosferă. Fie că sunt direct de la instalații și ce mai tu acolo, fie că ai folosit niște lumini continue cu gel sau mai știu eu ce, alea trebuie să rămână într-o atmosferă ca lumea. Tu vii cu blitzul tău și îți luminezi subiectul. Diferența între de expunere între background și
și subiectul tău ar trebui să fie undeva, nu știu, un stop, un stop și un pic. Cu alte cuvinte, dacă tu ai lumină slabă în background, va trebui ca și lumina ta să o aduci, să o echilibrezi cumva, să o aduci la un nivel apropiat de background, eventual cu vreun stop și un pic peste. Dacă eu aș folosi blitzul la 1:2 și expun corect subiectul, evident că în spate, pentru a avea expunere corectă la o putere atât de mare a flash-ului, în spate aș avea un întuneric, dar nu s-ar mai vedea niciun fel de detaliu de acolo. Deci cheia în genul ăsta de fotografie este să echilibrezi lumina din background, care îți creează atmosfera aia foarte intimă, cu flash-ul sau cu lumina continuă. Eu folosesc aici pe background, folosesc o lumină principală, o lumină de umplere, folosesc o lumină special pentru brad, că e un verde foarte închis și să-l scot mai bine în evidență, și mai am două lumini pentru fundal, din care una este cu un modificator de la Magmod și dă ca am așa un gobo, care creează așa un efect ca niște raze, să spunem. Pe aia îl folosesc când și când. Dar în principiu cam două lumini sunt de obicei suficiente, plus dacă ai nevoie de măcar o lumină să luminezi în plus background-ul, asta dacă lumina pe care o ai acolo de la instalații sau mai știu ce folosești nu este suficientă. Un alt lucru legat de iluminare și de iluminarea fundalului. Am mai observat că o variantă destul de, poate și la îndemână și destul de ieftină, este de a folosi fundalurile acelea printate. În general sunt printate pe un soi de vinil, de material cauciucat, și fie sunt, nu știu, cu un șemineu sau o atmosferă dintr-o casă, dintr-o vilă, whatever, fie sunt niște peisaje de afară cu zăpadă. Ei, în cazul acesta nu sunt eu mare fan al genului ăsta de background, mi se pare că atmosfera creată nu este aceeași cu un decor adevărat, dar ele pot să funcționeze dacă sunt de calitate bună, da? Nu sunt dintr-un mușamar dintre aia luată cu 3 dolari pe AliExpress și se văd bine și sunt luminate corect, atenție, un astfel de fundal, dacă l-ai iluminat prost și vezi o reflexie dintre aia ciudată de pe mușamaua respectivă, de pe materialul respectiv, ai stricat absolut tot. Dacă luminezi corect subiectul și fundalul rămâne cumva fără reflexii și fără chestii dubioase, am văzut chiar ședințe foto foarte, foarte mișto făcute, în care trebuia să te uiți destul de atent să-ți dai seama că acela este de fapt un fundal dintre ăsta printat și nu e ceva real. În general, la fundalul ăsta e foarte important cum faci trecerea dintre fundalul respectiv și zona de podeaua ta. Să fie cumva trecerea cumva mascată, să fie cât de cât credibilă, să se vadă că nu e un tapet și atât. În legătură cu promovarea. Cum să faci să te promovezi? Mai ales dacă ești fotograf la început de drum. E primul tău an în care faci un decor de Crăciun. Mulți sunt destul de intimidați. Noi avem foarte mulți cursanți care unii fac de câțiva ani, alții fac pentru prima oară și au deja succes foarte, foarte bun. Dar mulți au zis că sunt intimidați. Văd de la fotograf mai cu experiență că investesc foarte mult în decoruri, într-adevăr rupte ca din povești. Și atunci se gândesc, bă, dar și atunci de ce ar veni cineva la mine? Cred că se poate și mă bucur foarte mult că lumea a început să facă din ce în ce mai mult, să pună accent, mă refer la clienți, și să facă o astfel de ședință foto. Și cred că nu trebuie să ai un buget extraordinar de mare. Dacă ai un pic de simț așa estetic și îți creezi un decor drăguț și pui accent pe, nu știu, partea asta de emoție, poți să te descurci foarte bine. Nu recomand să pui accent foarte mult pe preț și să vii cu un preț super, super mic de dumping. În general, oricum ședințele foto de Crăciun, nu știu, între 200 și 400-500 de lei, oricum sunt mai ieftine decât ar trebui să fie o ședință foto ca mea de studio. Fiecare își face calculul așa cum consideră de cuvință, nu știu câte ședințe fac una pe oră. Acum, într-adevăr, cu situația asta cu pandemia, trebuie să lași un pic de distanță, să igienizezi, să pui o lampă cu UV sau mai știu eu ce. Dar, în fine, revenim la partea cu promovarea. Ești fotograf la început de drum. Ți-ai făcut un frumos decor. Prima dată, evident, trebuie să te bazezi cumva pe zona mai apropiată de prieteni, de rude, de familie, pentru că, în general, poate pentru cineva care nu a făcut ședințe foto asta niciodată, s-ar putea să se simte mai confortabil în momentul în care face o ședință cu ceva pe care îl cunoaște. Da? Deci încerci să te promovezi cât mai mult în zona ta de prieteni. Evident, până atunci trebuie să fi făcut niște fotografii suficient de bune încât ei să aibă încredere în tine ca fotograf, nu doar faptul că ești prieten. După care poți să te promovezi. Puteți face reclamă plătită pe Facebook, deși în perioada asta sunt foarte mulți care fac lucrul ăsta și la licitație pe Facebook, nu vă închipuiți că pui 100 de euro pe reclamă pe Facebook și o să ai 100 de ședințe foto. Da? Dozați-vă foarte bine bugetul și încercați cumva să veniți cu ceva nou. Știu că este greu, dar se poate. Mai puteți să faceți toată lumea face în perioada asta și eu urmează să fac un concurs.
Bine, toată lumea spune giveaway, că a rămas cu puține engleze toată lumea pe la gură, nu mai spune nimeni concurs, toată lumea spune giveaway. Indiferent cum îi spuneți concurs sau giveaway, înseamnă că pur și simplu faceți o postare pe care lumea ar trebui să o share-uiască și eventual să tăguiască o persoană, două, maxim trei, care ar putea fi interesate de astfel de ședințe sau să vrea să câștige o astfel de ședință. Atenție! Nu vă bazați doar pe share. Mecanismul, algoritmul Facebook-ului s-a schimbat foarte mult și share-ul are reach-ul mult, mult mai jos. Mai degrabă, chestia cu tăguit persoanele funcționează un pic mai bine. Ok, celelalte persoane se tot tăguiesc între ele. Din ce în ce mai multă lume află de concursul ăsta și se înscrie, iar la voi, la sfârșit, oferiți un premiu. Nu, ce vreți voi, o ședință, două sau whatever. Puteți la sfârșit toți cei care au participat, eventual tuturor să le oferiți și un discount de la un pachet sau la o ședință foto, depinde cum faceți voi, să vă faceți voi strategia. Deci și asta e o metodă. Până la urmă, chestia asta cu giveaway, ipocrizia asta nu mai apune niciodată. De ca și cum eu, din mărinimia mea, vă dau vouă gratis o ședință foto. În realitate știți prea bine că în momentul în care lumea tot tăguiește și șeruiește, e o formă de reclamă în care noi nu investim niciun bani de vedere financiar. Deci, practic, e o situație în care toată lumea are de câștigat, să spun așa. Deci din punctul ăsta de vedere puteți apela un pic la reclamă, un pic la prieteni, știu, un pic la un concurs de genul ăsta. Spuneam că să încerci să vii cu ceva nou. Ok, este foarte greu poate să vii cu ceva nou la nivelul decorului, în sensul în care să investești enorm de mult la început într-un decor, mi se pare destul de riscant. Cu atât mai mult anul ăsta în care noi ne-am făcut toți decor aici foarte frumos, pan, Constanța a intrat deja în carantină două săptămâni, după care vor fi alegerile, s-ar putea să intrăm în carantină națională. Riscul este și mai mare anul ăsta, iar mai ales dacă ești fotograf la început de drum, e cu atât. Dar nu trebuie să te descurajezi, spuneam că poți să faci un decor elegant cu bani destul de puțin. Exemplul pe care, e decorul pe care l-am făcut aici la studio. Dar nu este un decor care să fie fantasmagoric. M-am bazat la bradul și la astea le aveam de anul trecut, am folosit doar două culori și am mers cumva pe o tematică. Am vrut cumva să mă reprezinte în sensul în care am mobile astea, mă uit în partea stângă acolo decorul în momentul în care filmez. Zona asta de mobilă făcută de mine, așa cu accentul un pic în zona industrial, steampunk. Decorul, chiar dacă pare foarte simplu, el este gândit foarte bine, apropo de ce vă spuneam la început. Da, e făcut să fie și mie suficient de înalt încât să fie un natural frame. Bradul ar trebui să-l înalț. De fapt, decorul trebuie să-i mulțumesc pe calea asta lui Dan Luca, un fost cursant al școlii de fotografie care mi este și prieten și care m-a ajutat, a venit la o cafea și i-am spus ideile mele și m-a ajutat foarte mult. Iar decorul, oricât de simplu ar părea, a fost construit cumva foarte bine, să am niște diagonale, să am eu pe un raport de 1 la 618, adică fotografiile pe care le fac și decorul, la fel cum a fost făcut, a fost gândit să mă avantajeze foarte mult din punct de vedere compozițional. Din start am știut că trebuie să-l fac doar în zona asta, în aripa asta de studio, pentru că în rest am școala de fotografie, am ședințe foto și nu puteam să mă întind peste tot cu el. Din start am vrut să nu stric peretele, să-l dau, pentru că doar ce l-am făcut, l-am pe Jim Morrison în mod normal acolo. Și cu toate astea mi-am construit eu singur multe din lucrurile astea, am mers pe culori, inclusiv cadourile și toate astea mai pământii, adică n-am făcut 50.000 de culori și este un decor care mie mi se pare foarte ok, făcut cu un buget destul de mic. Deci se poate și din punctul ăsta de vedere. Iar din punct de vedere al promovării, practic anul ăsta a fost primul an în care am făcut un decor de Crăciun, adevăratul sens al cuvântului. În ceilalți ani, în perioada asta, eram pe coclauri, la workshop-uri prin țară, când tot aduce aminte Facebook, chestia asta, cu Fotomania Străbate România, aveam multe cursuri noi. Și anul ăsta a fost prima dată, când în noiembrie m-am trezit cu mai mult timp decât de obicei și l-am făcut mai din timp. Și l-am și promovat. Până acum le făceam decorul pe 8-10 decembrie și erau doar prietenii care mă sunau, mă, faci, ai decor de Crăciun, vreau și o ședință, doar așa, dar niciodată nu m-am promovat efectiv chestia asta. Anul ăsta l-am făcut și exact dilema asta am avut-o și eu. Eu pot să spun că sunt începător din punct de vedere al ședințelor foto de Crăciun, chiar sunt. Și zic, mă, cum să fac, cu ce să ies cumva, cu ceva nou, în condițiile în care nici nu-mi permite spațiu, nici nu vreau să investesc foarte mult în decor. Și atunci am făcut un clip, cel pe care l-ați văzut la început, și am pus accentul exact pe zona asta de emoție și de legătură între oameni, lucru care mă caracterizează în toate fotografiile pe care le fac, nu e ca și cum vorbesc de emoție doar acum de Crăciun. Am venit cu ideea de clip video de Crăciun în colaborare cu Cătălina Liman, celul care filmăm și montăm emisiunea asta, lucru care, pe care nu-l face toată lumea, dar care mai există în oferta altora, iar ca element așa care să diferențieze, am venit cu ce am și eu aici, un ziar personalizat de Crăciun. Este făcut
în colaborare cu cei de la clipedefericire.ro, care noi mai colaborăm foarte bine pe zona de fotografie, de zona de wedding, în sensul în care genul ăsta de ziar personalizat cu povestea de cuplu, să spunem, a unor miri, este folosit destul de mult din ce în ce mai mulți clienți pe care îi avem și noi în zona de mărturie. Deci gândiți-vă că ai venit la nuntă și ca mărturie pe masă, în loc să ai cine știe ce chinezărie din Dragon Roșu, ai un ziar personalizat cu povestea mirilor. Dar mi se pare o chestie foarte mișto, foarte personală și numai bine, mai stai și mai și citești în perioada asta și le afli povestea, poate mulți care vin la nuntă nu sunt atât de apropiați de miri. Și atunci am zis, hai să facem chestia asta și de Crăciun, poate fi o amintire foarte bună. Vă recomand, puteți să intrați pe site, pe clipedefericire.ro, dacă sunteți fotograf, poate și eu pe viitor puteți să colaborați pe zona asta de nuntă, pentru că efectiv mi se pare o chestie foarte, foarte faină. Iar introducerea elementului ăsta în o parte din pachetele de Crăciun a fost acel chelcâșozul, acela care să mă diferențieze. Nu știu în ce măsură o să fie apreciat de toată lumea, dar e ceva ce îmi place mie, ce mă reprezintă și se potrivește foarte bine și pe zona asta de emoție. Cam atât a fost despre decorul și despre ședințele de Crăciun. Sper să vă fi ajutat informațiile astea. Ne mai auzim în emisiunile următoare. Noi avem niște proiecte, dacă ați rămas până acum și încă vă uitați la emisiune, ați închis-o. Trebuie să știți că pregătim o serie de materiale pe online foarte interesante, de tutoriale un pic mai amănunțite și filmate un pic altfel față de ceea ce facem aici la emisiune. Iar cel târziu în ianuarie avem și un material pe Udemy pe care îl pregătim, dar avem și materiale speciale în limba română, educaționale, de o calitate, zic eu, foarte, foarte bună și mă bazez pe feedback-ul pe care l-am avut până acum, atât la școală cât și la workshop-uri. Cam asta pentru azi. Până data viitoare, lumină bună!